Eu eram șef la Uniune, da? Primesc un telefon de la partid că vor să vină la mine la atelier. Bine, veniți. A venit la mine la atelier cu un geamantan. În geamantanul ăla erau fotografii cu tovarășa și cu tovarășul. Și ei vroiau ca eu să fac portretele celor doi. Lucru pentru care eu nu prea am făcut portret în opera mea. Am două portrete care nu am cum să ți le arăt aici și care, din care reiese că pot să fac portret foarte bine. Dar n-am făcut pentru ca să nu-mi ceară nimeni să fac portretele. Bun. Și atunci, Bob Negreșteanu era angajat la un fel de Oficiu Național Carpați, da. Și avea un atelier pe undeva pe București noi, o cămăruță, ceva așa, ceva mic. Și vin ăștia la mine la atelier cu fotografiile, cu geamantanul ăla de poze. Eu spun, domnule, eu nu pot. Dar nu știți pe cineva atunci care ar putea să facă portretele tovarășilor? Și îmi vine Pom Negreșteanu în minte. Îi dau telefon, măi, Popicule, zic că, uite, sunt la mine niște tovarăși, ai putea să venim la tine și să te uiți și să faci, să încerci să faci niște portrete? Veniți, domnul Mărginanu. Dar zice, nu prea am pânză. Era amărât și n-avea, nu câștiga nimic. Și zic că îți aduc eu o pânză. Și duc o pânză cam cât asta, așa. Și face pe pânza aia pe amândoi, așa ceva. În orice caz, i-a făcut. A fost mulțumiți oamenii. Cred că i le-a plătit, eu nu mai țin minte, că nu m-am mai ocupat de chestia asta. Dar ăștia acum s-au învățat cu Popicu și i-a mai comandat ceva. Popicu i-au comandat ăștia la Slatina. Era un loc liber acolo, un teren, și pe ăla s-a zidit așa un dreptunghi și pe dos și pe față, că era liber în spațiu, avea o grosime de cărămidă, așa, făcut frumos și Popicu a făcut niște compoziții. Mozaic din marmur. Lucrarea arăta bine, domnule, și putea să stea și astăzi acolo să o vadă și ce s-a făcut în timpul respectiv. De ce a demolat-o niște nebuni? Vezi că și astăzi fac numai prostii. Eu am lucrat, am fost membru destul de timpuriu al Uniunii Artiștilor Plastici și am fost membru în birou executiv și în Consiliul pe Țară. Deci biroul executiv făcea parte din Consiliul pe Țară, unde erau 94 de membri. Președintele Covaliu s-a îmbolnăvit, a făcut un infart și era internat în spital. În perioada respectivă i-a ținut locul Ion Sălișteanu. Lui Sălișteanu îi plăcea să țină conferințe, să vorbească. Lucru care nu era rău, dar a exagerat puțin, adică a ținut vreo 4-5 într-o perioadă destul de scurtă și atunci, în perioada respectivă,
trebuia să asiste cineva din partea partidului la toate manifestările oficiale. Cei care asistau la aceste conferințe nu înțelegeau tot ce spunea Sălișteanu. Sălișteanu, în conferințele lui, spunea vorbe interesante, deosebite, dar nu întotdeauna foarte clare și în ceea ce privea conținutul lor. Și atunci acești oameni care asistau s-au dus la spital și s-au plâns la domnul Covaliu, care era bolnav, adică nu revoltați, așa, spunând: domnul președinte, poate vorbiți cu domnul Sălișteanu să nu mai țină, domnule, atâtea conferințe, că noi nu înțelegem tot și e dificil pentru noi, mergem acolo și ne tot gândim, oare ce-o fi zis? Ei, nu a fost nicio problemă. Președintele l-a invitat la dânsul la spital pe Sălișteanu, amical, nu l-a certat, nu l-a așa, măi, Ionele, mă, mai lasă-mă conferințele alea, că uite ăștia de la partid să plâng, că nu prea înțeleg toți și nu știu ce. E, bine, s-au înțeles, n-am mai ținut conferințe, dar când Covaliu a apărut în prima zi la Uniunea Artiștilor Plastici, după internare, Sălișteanu i-a prezentat demisia. Eu cred că nu i-a prezentat o demisie cu adevărat, adică în intenția lui n-a fost chiar să demisioneze. Și a fost mai mult un joc așa. Dar președintele Covaliu s-a supărat. Și atunci i-a aprobat-o pe loc. În felul acesta, Ion Pacea era secretar la Uniunea Artiștilor Plastici și eu v-am spus, eram membru în birou executiv, dar nu aveam nicio funcție în Uniune. Președintele Covaliu l-a trimis pe Ion Pacea la mine, la mine să-mi spună că președintele mă roagă ca să fiu de acord să fiu secretar al Uniunii și Pacea să treacă ca vicepreședinte. Eu i-am spus că nu doresc acest lucru, că vreau să pictez, cred că asta îmi va răpi mult timp din lucrul meu și așa, și spune-i domnului Covaliu că îi mulțumesc că s-a gândit la mine, dar nu sunt de părere. Mie nu mi s-a mai spus nimica, dar președintele Covaliu, fără acordul meu, m-a propus ca secretar. Și la prima ședință, nu după mult timp, a Consiliului pe țară, eu m-am dus la ședință, bineînțeles că eram membru în Consiliu, și acolo am auzit, după ce a fost o prezentare generală în Consiliul pe țară, s-a prezentat noua conducere. Și eu aud, când citește președintele, că sunt secretar al Uniunii, propus. Și, bineînțeles, votat de Consiliul pe țară. Ei, peste un an și jumătate era alegere. Și am zis eu, domnule Sălișteanu l-a supărat pe președinte, acum îi mai dau și eu o palmă dacă îi spun că nu accept să fiu așa. Las că un an și jumătate o trece repede. Vreți să știți câți ani au trecut până când m-am eliberat de funcții? 15 ani. Pentru că a fost o situație anume, în partid nu s-au mai ținut conferințe că să trebuia să aibă loc din 4 în 4 ani, s-a mărit perioadele de 7 ani, de nu știu câți ani și așa mai departe,
Deci s-a dereglat o funcționare corectă după regulament sau așa mai departe. Și atunci din secretar am trecut vicepreședinte și de fapt conduceam pentru că președinte era Ion Irimescu, care avea peste 90 de ani, 90 și câțiva de ani. Și dânsul venea la ședință, stătea puțin și pleca la atelier. Greu, de fapt, îl duceam eu. Și multă lume și astăzi îmi spune, când erați dumneavoastră președinte, deci, văzând activitatea mea, că eu conduceam, de fapt, Uniunea, toată lumea m-a considerat președinte. Președinte era însă domnul Irimescu. Am vrut să vă fac această scurtă prezentare ca să știți cum au decurs lucrurile, dar pe urmă eu am lucrat în Ministerul Culturii o perioadă și am lucrat și la Muzeul Național de Artă. Deci am fost director la Muzeul Național de Artă și pe urmă am mers în Ministerul Culturii. În Ministerul Culturii am restaurat clădirea în care era expuse lucrările din colecția Zambaccian, casa fiind tot al lui Zambaccian. Când s-a hotărât de către partid să facă muzeul colecțiilor, considerându-se că erau mai multe colecții în blocuri, etajul 1, 2, 3, așa, să fie adunate într-o clădire. Și asta a fost muzeul colecțiilor, în care este și astăzi muzeul. Acolo s-au dus și anumite colecții din oraș, Dona, etc. Și bineînțeles că au dus și colecția Zambaccian. Zambaccian a lăsat scris că el donează statului colecția cu condiția ca ea să fie expusă în casa lui, în casa lui Zambaccian. Asta era acceptul donării colecției. Eu am aflat de acest lucru, nepotul lui Zambaccian a dat în judecată statul român, dar procesul a fost blocat. Și deci colecția trebuia dusă înapoi în casa Zambaccian, dar era în proces și era blocat. Deci colecția era la Muzeul Colecțiilor. Eu, din Ministerul Culturii, m-am dus înapoi la Muzeul Național de Artă. La Muzeul Național de Artă, cineva îmi spunea mie așa, nu știu ce, îmi dădea ghes să mă duc la Muzeul Colecțiilor, că acolo e ceva. Ăia de acolo închiriase o mașină, o dubă, în care vrea să încarce lucrările, să le ducă la Muzeul Zambaccian. Și cei din conducerea de partid, de stat, nu erau de acord. Chiar fosta directoare de la muzeu s-a dus și a dat lucrările jos din dubă, că ăștia le pusese să încerce să le ducă la Zambaccian. În clădirea Zambaccian s-a făcut o colecție de, mă rog, ceva teoretic, cu o doamnă Berzea. Și eu m-am dus la colecții, la Muzeul Colecțiilor, n-am știut că a mai fost directoarea înaintea mea acolo și le-am spus la băieți să încarce lucrările în mașină.
Am încărcat mașina cu lucrări și am plecat la Zambaccian. La Zambaccian am pus lucrările pe perete, cam cum îmi aminteam eu că le văzusem când vizitam muzeul de așa, acum nu fi fost puse exact la fel, dar apropiat. Și am ridicat toate lucrările pe pereții din clădirea Zambaccian. Cât timp am fost la Ministerul Culturii, am făcut reparații la această clădire, începând cu acoperișul. Și aveam această idee și că trebuie să lucrările duse în clădirea lui Zambaccian. Și a doua zi, la ora 11, am fi avut conferință de presă. La ora 1 aveam deschiderea expoziției, unde eu vorbeam. La ora 8 și jumătate, mâine dimineață, am fost destituit în funcție. Dar, la ora 1, conferința de presă n-am mai ținut-o. Dar la ora 1, eu am vorbit și am deschis colecția Zambaccian. Chiar dacă n-am mai fost director. Colecția Zambaccian este și astăzi în această clădire și lumea, iubitorii de artă, se pot bucura și să vizioneze lucrările din colecția Zambaccian. O altă colecție pe care am ridicat-o în condiții deosebite de dificile a fost colecția Melic, în Muzeul Melic. Și această colecție a fost dusă la Muzeul Colecțiilor. Asta, proprietarul a fost armean și a donat-o statului. Dar un grup de armeni au motivat la președinția României, la domnul, cred că era domnul Iliescu, că această colecție a fost donată cu forța, că așa mai departe. Deci, ce a făcut românii noștri? A făcut, după ce s-a luat lucrările de acolo, depozit de lucrări de artă, de lucrări mari de artă, din alea care abia încăpeau pe ușe. Și fiecare încăpere era plină de lucrări de genul ăsta, foarte mari. Acum ar fi trebuit, cam în 10 zile așa, aproximativ, o delegație din partea președinției României să meargă împreună cu armenii și să vadă că acolo este un depozit de lucrări. Atunci eu am chemat la Muzeul de Artă, că eram atunci la Muzeul de Artă, câțiva știam eu mai vremiți așa din angajați, și am zis, uite, se pune problema să ne ia această clădire și eu vreau să vă întreb dacă noi, într-un timp scurt de 10 zile, putem să punem colecție care o avem donată de unul care a fost în Franța, un român, de artă combinată și foarte multe lucrări de Teodor Paladi. Și ăștia mi-au promis că, domnul director, noi credem că putem realiza în timpul ăsta să scoatem lucrările, să zugrăvim, să punem la punct toate spațiile și să deschidem
muzeul cu colecția venită din Franța. Bun, și ne-am pus pe treabă. Am creat de acolo lucrări în Muzeul Național, le-am pus provizoriu undeva și după aia ne ocupam de ele. În colecția Melic, cine a umblat acolo și a pus lucrările, a pus și tuburi de neon. Toate plafoanele alea erau sculptate. Vă dați seama că a dat găuri cu burghiile în sculpturile din plafon, din asta, și au pus tuburi de neon, domne. Le-am dat jos, totul s-a reparat cum s-a putut și acolo era și o cameră cu duș, cu pat, cu așa, pentru oaspeții străini. Și aparținea clădirea de Muzeul Național. Am lăsat camera aia în continuare așa cum a fost, pentru oaspeți, și restul încăperilor ne-am ocupat de ele. Seara, mâine trebuia să vină comisia. Astăzi seară, la ora 7, la telejurnal, s-a prezentat colecția din Casa Melic. Încât a doua zi și în următoarele n-a mai venit nicio delegație. Și colecția în Casa Melic există și astăzi. Deci, v-am dat două exemple. Am mai lucrat și la altele. Am luat ateliere pentru Uniunea Artiștilor Plastici. Am luat, de exemplu, în piața Amzei, lângă, vis-a-vis de Biserica Amzei, a fost Muzeul Colecțiilor. Astăzi este în fost acasă, într-o vilă, da, pentru care colecția lui a fost desfințată, avea și un Van Gogh, care astăzi nu mai știu pe unde e, o fi undeva expus pe vreun perete, și după părerea mea stau înghesuiți acolo și cu niște draperii groase la ferestre, nu este un loc potrivit pentru Muzeul de Artă Contemporană. Dar eu m-am dus și am văzut clădirea din care a plecat ei și eu sunt născut la pădure. N-am văzut prea multe lucruri în așezările omenești. Dar mă gândesc și văd cum stau lucrurile și îmi dau seama despre ce e vorba. M-am uitat la clădiri, la pereții din care a plecat colecția respectivă și am văzut că atunci avea structură de beton clădirea. Dar când se zidește peretele din cărămidă, nu poți să calculezi exact și să vii sus cu cărămida la fix. Și rămâne totdeauna un spațiu de 3-4 cm liber. Meșterii constructori acolo bagă, răsucesc hârtie de ziar și bagă în golul respectiv. Și după aia te încuiesc. Acum, la cutremurul care a fost, tencuiala de pe acest ziar răsucite a căzut. Conducerea muzeului s-a speriat. Uite, a căzut tencuiala de pe pereți, e nenorocire, cade pe noi clădirea. Așa. Eu am văzut, m-am dus, am făcut demersurile respective, am cerut clădirea pentru ateliere pentru artiști și astăzi sunt ateliere pentru artiști. Nu știu dacă are bulină roșie, dar clădirea asta n-are nimica. Este o clădire lângă Banca Națională, rotundă. O știți? La Borcan, acolo. Acolo a fost
funcționari de stat și erau pereți despărțitori de o cărămidă, adică nu de o cărămidă pe lungimea ei, era de o jumătate de cărămidă, să spunem, peretele, nu? Pereții despărțituri. Și acolo stăteau funcționari în fiecare spațiu din ăsta. Sigur că în zgâlțiala aia, pereții ăștia fiind subțiri, au căzut. Unii de jumătate, alții mai mult, alții așa. Toți angajații de acolo s-au speriat și au spus, noi nu mai stăm aici, plecăm. Eu m-am dus și am văzut pereții, m-am uitat la structura rotundă a clădirii, n-avea nicio fisură nicăieri, deci mi-am dat seama că erau pereții care despărțeau niște birouri, nu era în structură nimic. Și am luat și câteva etaje din această clădire pentru ateliere de artiști. Ea are bulină roșie, dar artiștii stau bine mersi și în ateliere. Că s-a făcut zidurile alea, s-a ridicat cu despărțiturile respective și așa mai departe. Deci vreau să spun că eu n-am stat degeaba la Uniunea Artiștilor Plastici și eu primeam în zilele care aveam audiențe și 40 de colegi într-o oră, dintre care vreo 7-8 rămânea cu problema amânată câteva zile. Restul plecau cu problemele rezolvate. Am făcut și alte ateliere în țară. Am constatat că la Alba Iulia, de exemplu, nu erau. Adică acolo unde erau români mai mulți, acolo nu erau ateliere, nu era filială, nu era nimica. Și am mai făcut în câteva locuri până sus în Moldova, în Iași. Bineînțeles că am făcut și la Iași galerie și așa. Am făcut și la Cluj, bineînțeles. Eu am făcut la Cluj liceul de arte. Dar trebuia să fac o expoziție la Muzeul Național de acolo, într-o clădire veche. Și cu două săptămâni înainte m-a anunțat că din 300 de metri care îi aveam repartizați, 50 a dat pentru femeile de servici. De ce cred eu că a făcut acest lucru? Eu am vrut să fac expoziție și cu soția mea, pe care știți, ați văzut-o, știți ce lucrează. Fiul meu lucrează și el. De obicei, soția artistului pictează ca artistul. În cele mai multe cazuri. Băiatul sau fata lor pictează ca tata sau ca mama. În cazul nostru, fiecare are personalitatea lui și viziunea lui. Asta nu e un lucru simplu. Să dirigezi într-un fel, să fii prezent acolo și ăia să nu facă, să te imite pe tine. Și atunci eu am vrut la Cluj să facem toți trei expoziție, tocmai ca să arătăm că, uite, domnule, suntem o familie și fiecare pictăm altfel. Adică era un lucru interesant de văzut. Probabil că conducerea de acolo nu și-a dat seama de chestiunea asta și atunci a spus că 50 de metri a dat femeilor de servici. Putea să-l dea după ce închideam expoziția, dacă mi-a promis că îmi dă spațiul respectiv. Atunci eu am renunțat la expoziție. N-am mai făcut la Cluj expoziție.
deși aș fi, îmi făcea plăcere că eu acolo am făcut liceul de artă, unde am avut un director excepțional, pe Nistor Moțiu. Nu știu, a fost un om excepțional absolut. Într-o zi, vă dau o scurtă istorioară cu Moțiu Nistor. Eram în curte, ne jucam, eram copii și noi, eu cu Șetran. Am fost colegi la liceu de arte. Alergam și noi, unul după altul, pe acolo, în curte. Directorul școlii avea birou în clădirea veche. Noi eram în curte într-o clădire mai nouă și mai mică. Iese în curte, în ușă, și ne vede. Măi, ce faceți voi? Avem pauză, tovarșul director, că așa se vorbea, atunci era cu tovarș. Păi avem pauză. Mergeți și vă luați paltonașele și veniți cu mine. Dar eu de acolo, tovarșul director, dar avem examen, nu? Băi, cine-i director aici, măi, eu sau tu? Gata. El știa că noi o să ne terminăm lucrările de la examen, nu le lăsăm baltă, nu? Dar afară începuse să fulguiască așa câte un rar, câte un fulg și ne-am dus către pădurea Hoia încolo. Este tăietura Turcului sau podul Turcului, ceva pe acolo. Și să văd acolo niște stânci de scoici presate. Și cu profesorul meu, cu Ilea Constantin, mergeam pe Someș și el zice, uitați-vă pe jos că găsiți scoici de mare, pietrificate. Și așa este, am avut la atelier, dar mi-au dispărut cineva, le-am pierdut pe aia. Așa, deci Transilvania a fost o mare, nu? De acolo am venit cu directorul, ne-am dus, ne-am plimbat, am discutat, așa. De atunci ne-am mai luat și altă dată. Și ne spunea așa, tot ne strecura câte o lucră, așa, să fim buni români, să fim așa. Zicea, uite mă, mai citiți-l și voi pe Coșbuc, mai... Așa, vedeți că ăsta scrie interesant și mergeam pe o străduță și pe cealaltă care întretăia pe străduța asta care era mai scurtă, erau niște firme acolo și zice, ia uite mă, ăștia cum au potrivit firmele alea, zice, roșu, galben și albastru. Ce simpatică chestie, zice, ia uite, vezi cum a făcut. Intram câteodată, ne băga în cârciumă. Noi beam câte un țap de bere, și dânsul o cinzeacă sau o sută de tărie de ceva, nu bea bere. Adică acest om a fost extraordinar. Vreau să vă spun că acest om a primit 21 de ani de închisoare. Acest Moțiu Nistor. Dar, culmea culmelor, după 6 ani, eu aveam atelier în Pangrati. Și mi-a venit mie așa ceva mai ciudat să merg pe jos. Eu stăteam pe Căuzaș undeva, aveam o proprietate personală, un apartament. Și o iau pe jos așa. Nu era circulație mare în București atunci, trecea câte o mașină din când în când. Ajung în Piața Romană, pe jos. Și o iau pe partea dreaptă, pe trotuarul din dreapta. Și acolo sunt vreo două străduțe mai scurte care se leagă cu piața din apropiere.
Și văd un personaj, un bărbat, care stătea acolo, care m-a văzut pe mine la distanță, m-a recunoscut și m-a așteptat pe mine. Cine credeți că era domnul? Era Moțiu Nistor, care primise 21 de ani, a făcut 6 ani sau 7 și a fost eliberat. Și s-a hotărât ca să-i se dea salariul pe toată perioada în care a fost arestat, băgat la închisoare și toate drepturile care trebuia să le aibă el și nu le-a avut, a fost privat de toate aceste lucruri. Și am stat cu el până la ora 11 și jumătate, era un tren către Cluj, acolo ne-am dus și l-am luat și pe fostul meu profesor la Cluj, pe Ilea, și ne-am dus la ei că erau vis-a-vis de actualul sediu al artelor plastice, a învățământului. Acolo s-a făcut o clădire nouă acum vis-a-vis, dar atunci era o clădire mică unde avea și două sau trei încăperi pentru camere de oaspeți, puteau dormi acolo. Ne-am dus acolo și au luat bagajele și ne-am dus în gara de nord. Acolo am băut o bere până a venit trenul și în felul acesta au plecat la Cluj și eu acasă. Vreau să vă mai relatez câteva lucruri care sunt, mi se pare, importante. Înainte, Ministerul Culturii avea 23 de milioane de lei și nu era inflație pentru achiziții de artă. UTC-ul avea 5 milioane de lei pentru achiziții. Sindicatele aveau 5 milioane de lei pentru achiziții de artă. Și mai erau încă două instituții care aveau câte 5 milioane. Deci în total erau vreo 50 de milioane, fără câteva milioane, pentru achiziții de artă. Nu este admisibil și posibil să ai, când se împlinesc 100 de ani, o expoziție în spațiile de la Muzeul Național de Artă, intrarea din Știrbei Vodă, și să nu se cumpere nicio lucrare, eu nu pot să cred asta. De câte ori mi-amintesc în timpul zilei de acest lucru, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că este posibil așa ceva. Este inadmisibil. Indiferent cine a fost și este și va fi ministrul culturii sau ce partid este la conducere, eu nu sunt membru la niciun partid și n-am nimica cu nimeni, cu conducerea niciunui partid. Nu urăsc și nu acuz pe nimeni cu nimica. Dar întrebarea mea mare este, totuși, nu e nimeni care să se ocupe de artă, de artele plastice, de artă în general. Mă bucur foarte mult că există concertul cu Enescu, acest festival. De ce n-ar putea fi și în artele plastice ceva similar? Sau, mă rog, să pe specificul respectiv. S-a făcut muzee în țară. Nu există posibilitatea să... Cum îmbogățim aceste lucrări, aceste muzee? În ce formulă trimitem acolo lucrări? Am avut ocazii în decursul timpului să fac diferite muzee.
să expunem lucrări. Galerii de artă. Am tipărit agende telefonice, că nu existau, cu numerele de telefon ale artiștilor, cu galeriile de artă tipărite în aceste caiete, carnețele de telefon. Unele mai mari, altele mai mici. N-am înțeles și nu pot și refuz orice explicație. Am asistat, noi, artiștii plastici, la una cu întâlnirile cu domnul Ceaușescu, s-a hotărât că nouă ne-a demolat sediul de pe Calea Victoriei. Era o clădire veche, cu plafonul boltit, și a stat așa câteva luni până să înceapă restaurarea și nu știu ce. Acolo trecea un tramvai, dar tramvaiul ăla a fost oprit să nu mai treacă, pentru că s-ar fi, de la trepidațiile care le făcea tramvaiul, s-ar fi putut demola, să cadă pereții acestei clădiri. Dar nu știu ce probleme era, dura foarte mult restaurarea acestei clădiri și atunci s-a hotărât demolarea ei. Și mai există o clădire asemănătoare, că a avut două arhitecturi respectiv, una pe Berzii, tot așa cu roșu și cu așa, aia se păstrează. Și noi am fost mutați provizoriu într-o clădire aproape de piața Romană. Scriitorii au avut niște neînțelegeri, nu știu pe ce teme, și aveau discuții neplăcute și interminabile. Atunci conducerea de partid, tovarășul Ceaușescu, i-a invitat la dânsul și au discutat ce probleme au. Și stând de vorbă acolo, până la urmă s-au rezolvat problemele. După câteva zile, atunci a lucrat cu Ceaușescu Dumitru Popescu. Și a zis, uite, mi-a venit ideea să invităm, să discutăm cu fiecare conducere de la toate uniunile de creație, să vedem ce probleme au, ca să nu mai apară, să le întâlnim cu dânsii după ce apar problemele. Să le verificăm, să vedem înainte ce au. Când ne-a venit rândul nostru, deci noi aveam o machetă care o făcusem la o întâlnire cu conducerea de partid. Și am așa. Mai scuzați un pic. Așa, eram la Dumitru Popescu și Ceaușescu era nerăbdător să știe ce probleme avem noi. A trimis o secretară de acolo, de la dânsul, la Dumitru Popescu, să-l întrebe ce probleme avem. Eu i-am spus lui Dumitru Popescu că nu avem pe nimeni care face greva foamei pe beci sau nu știu ce, că avem o singură problemă.
Suntem gata cu macheta 1 la 200, că așa trebuia să o lucrăm, să o ducem 1 la 200. Și suntem gata cu macheta, locul e stabilit acolo când cobori din stânga Casei Scânteii, de mergi pe sub calea ferată, în partea dreaptă era un loc. Acolo era prevăzută, stabilit sediu, să se construiască sediu și 195 de ateliere. Toți profesorii care ar fi lucrat acolo aveau câte un atelier lângă. Lucru minunat. Acolo erau vreo câțiva 3 metri de umplutură și trebuia săpat până să dădea de scoarța tare și pe urmă plecau cu clădirea în sus. La un moment dat, acolo când lucram noi la asta și discutam, vis-a-vis peste calea ferată e combinatul fundului plastic. Trebuia să aducem de acolo o țeavă mai groasă cu nu știu ce. Și mie mi-a venit ideea că dacă tot se țapă acolo să aducă, da, să avem un spațiu și cu cărucioare din alea electrice să facem o legătură între combinat și aceste clădiri noi care s-ar fi realizat. Ne-am dus la... Da. Așa, să revenim la întâlnirea cu Dumitru Popescu. Deci Ceaușescu a trimis o doamnă jos să-i spună, să-l întrebe pe Dumitru Popescu ce probleme avem. Și asta i-a spus, ăștia nu au nicio problemă decât chestiunea cu macheta. Sunt gata cu 1 la 200 și vor să o prezinte tovarășului Ceaușescu, să vedem când poate să o vizioneze și să dăm drumul la construcție. Locul există. Bun. Atunci a venit din nou doamna de sus și i-a spus lui Popescu, a zis tovarășul să mergeți sus la dânsul. S-a bucurat foarte tare că n-am avut alte probleme și că era una pozitivă de construire, nu? Și noi am băut câte o cafea acolo jos și acolo cu noi jos era și tovarășa Gâdea, care era ministru, care când a venit la minister acolo, tot la 2-3 zile îmi dădea telefon și mă întreba la Uniune ce trebuie să scrie, ce rezoluție să pună la cutare lucru. Până când am învățat... A întrebat odată dacă, că uite, să cere monumentul lui Mihai Viteazu în câteva locuri pe teritoriul României. Nu putem să turnăm una de mai multe ori, că ar fi mai ieftin. Și am spus, nu, domnule, pentru că fiecare statuie este un unicat, nu se poate face mai multe exemplare. Mă rog, i-am explicat eu de ce și cum și am înțeles și... A fost mulțumită. Dar vreau să spun că de data asta era cu noi acolo. Dumitru Popescu sus la Ceaușescu au hotărât următorul lucru. Vis-a-vis de biroul Ceaușescu era o încăpere. Cu nu știu ce, era ceva acolo. Au hotărât ca în câteva zile, o săptămână așa, să elibereze spațiul ăla, clădirea aia, din vis-a-vis de birou și noi să ducem macheta acolo, dânsul când are 20 de minute, jumătate de oră, să vadă macheta, să o discutăm și să dăm drumul la lucrare. Vă dați seama. Când a venit Dumitru Popescu, Mi-a spus chestiunea asta, că ne mulțumește foarte mult și suntem liberi. Putem pleca de unde am venit.
Sigur că tovarășa Gâdea a fost cu noi, nu? Când a ieșit de acolo, a sunat-o tovarășa Ceaușescu să meargă la dânsa. Ia spune-mi, ce s-a discutat acolo, ce s-a hotărât acolo? Păi uite, tovarășul a zis că în câteva zile să elibereze o încăpere vis-a-vis de birou și să ducă macheta acolo și când are dânsul un pic liber, să o vadă și să îi dăm drumul la construcția sediului și atelierelor pentru artiștii plastici. Nu se face nimic. Vă dați seama. Eu n-am știut nimic, că asta n-a mai venit să ne spună ce a zis ori. Peste 5 zile, când a trecut 5 zile, eu am dat telefon la Ministerul Culturii, la tovarășa. Și știți, tovarășul Mărcineanu s-a discutat că se mai amână, nu ducem macheta acum, că nu știu ce probleme sunt, are tovarășul nu știu ce, alte vizionări, alte așa, și nu știu ce. Eu mi-am dat seama că s-a terminat, a intervenit tovarășa. Noi, conducerea Uniunii, am fost în frunte cu domnul Irimescu la Ceaușescu, într-o întâlnire, tot așa. În ce an? Eu anii nu știu. Păi era înainte de chestia asta, cu un an, doi. De ce? După cu trei. Da. De ce vă spun că era înainte? Că Ceaușescu vrea să facă trei monumente în București. Monumentul Independenței României și încă două. Unul cu realizarea socialismului, victoria socialismului în România și mai era încă unul tot cu istorie. Ăsta era cu Ceaușescu. Unul la Piața Romană și încă două către Patriarhia României încolo. Așa, și după ce am fost noi atunci la Ceaușescu, ne-a spus de cele trei monumente care vrea să le realizeze și așa mai departe. Atunci eu am dat la 50, 60, 70 de artiști, câte 1500 sau 2500, nu mai știu, de lei, și să facă o schiță pentru unul din aceste trei monumente care vrea. Bun. Băieții s-au pus pe treabă, au lucrat, s-au terminat machetele și le-am dus și le-am expus unde a fost expoziția în Muzeul Național de Artă, în Palatul Regal. Le-am pus acolo într-un spațiu. În aceea zi, eu am avut macheta cu sediu expusă, era o vizionare a tovarșului înainte de a merge la muzeu să vadă monumentele, mai era o vizionare în sediu partidului acolo. Și eu am dus această machetă fără voia conducerii de partid. Adică am vorbit cu tovarășa Gâdea și ea a zis că la partid s-a spus că să nu duceți macheta aia acum, nu știu ce monument era ăsta. La vizionare și eu, era lângă mine unul de la partid
Și eu am închis tovarășa Gâdea telefonul, dar eu am continuat să vorbesc singur. Sigur că datorat. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți de acord. O să duc macheta. Dumnezeu, ai auzit? Da, hai să ducem macheta. Și am dus macheta acolo. Tovarășa Ceaușescu, când a coborât de la etaj tovarășul, că era cu un grup după el, un grup mare, s-a oprit să vizioneze o machetă, ceva. Tovarășa nu era cu dânsul, a coborât mai pe urmă singură și s-a dus în spate. A chemat-o pe tovarășa Gâdea, care era cu noi la macheta aia, a blagoslovit-o acolo, nu știu ce i-a zis, aia s-a dus ca din pușcă și după aia a mers și eu la tovarășa. Tovarășul Mărgineanu, uitați, nu trebuie macheta asta, să, așa, acum, lăsați că o să vedem cu timpul și nu știu ce. Bine, ce era să-i zic? Asta e. Dar eu m-am supărat. Și de acolo ne-am dus la Muzeul Național să vadă machetele. Eu trebuia să-i prezint machetele. Probabil că eram inconștient și eu. Eu am refuzat să prezint machetele, că eram supărat, că mi-a scos, că nu s-a uitat la macheta mea. Atunci a prezentat Moșu Irimescu, care era în vârstă și, da, mă rog, era cu prestanța și a prezentat bine. Eu am rămas în prima sală. În prima sală a rămas și tovarășa. Deci eu eram ca de aici, așa, la 3 metri de dânsa. A chemat-o pe Gabriela Adoc, sculptorița. La dânsa a venit aia. Foarte, o relație foarte apropiată, așa, și caldă. Aia a făcut-o la Iași. O tânără, așa, la care i-a spus ei că s-a gândit la dânsa. Așa? Asta încântată, că... Așa. Și atunci a spus, dragă, uite, deci acolo se discuta cele trei monumente. Tu să faci trei țărănci, deci care reprezintă una Vechiul Regat, una Transilvania și una Moldova. Îmbrăcate toate trei în costum național. Și astea sunt una lângă alta. Și când ești gata cu ele, vii să mi le arăți. Eu m-am gândit, bă, dar asta nu știu dacă m-a văzut sau nu, că sunt la distanță mică de ea. Poate nu m-a văzut sau m-a văzut în final și... Nu e bine că m-am văzut. Ia să mă duc eu acolo la Ceaușescu să-mi vede treaba mea. Să văd, să asist acolo, să văd ce discută și ce alege Ceaușescu. N-ajung bine acolo și vine și ea, Ceaușescu. Dar Ceaușescu, foarte îndârzit așa, hai dragă, ce faci, unde umbli? Că să discutăm aici, uite, monumentele astea, să hotărâm ceva. Ea n-a zis nimic. Adică ea aranjase cu monumentul, tu fă-ți aici vizionarea. E, înțelegi cum stau lucrurile? Și, domnule, acolo unde e terenul ăla pentru sediu, un individ, fără nicio aprobare, fără nicio înștiințare pe nimeni, s-a apucat la colțul terenului să construiască, să ridice o clădire în roșu, cărămidă roșie. O știi, ai văzut-o. Și acum e acolo. Nu există nici autorizație, nici la ora asta, pentru construcția aia. A și rămas așa. În mijlocul terenului a făcut alte coșmelii, cu betoane, cu nu știu ce,
și le-a închiriat la diferite buticuri acolo și probabil că mai funcționează, nu știu. Deci, pe locul ăla, nimeni nu i-a dat ăstuia nicio autorizație, nimeni n-a anulat autorizația pentru construcția noastră și așa mai departe. Deci, lucrurile au rămas în coadă de pește, ce să spun, așa. V-am zis și cu banii care avea pentru achiziții tot. Deci astea ar fi câteva lucruri care au fost petrecute sub ochii mei și cu participarea mea.